Ne-am adunat astăzi aici voluntarii din stațiile OMV Petrom din zona Argeș și Vâlcea pentru a arăta că nouă ne pasă, ne pasă de mediu, ne pasă de viitorul și de frumusețea locurilor care ne înconjoară. Continuăm acțiunea începută anul trecut cu sprijinul primăriei Pitești. Anul trecut am făcut o ecologizare asemănătoare în zona Balotești, zona de nord a Piteștiului. Astăzi suntem aici în zona Turcești, o zonă plină de gunoaie, aruncate de cetățenii care nu înțeleg că este zona lor de respirație. Am venit aici să aplaud inițiativa pe care o are această companie. Ne aflăm într-o zonă importantă a Piteștiului, aproape de depozitul de deșeuri și iată că în loc să le ducem către depozit, le aruncăm lângă depozit. Măsurile coercitive vin și ele, bineînțeles, dar este mult prea greu să identificăm pe toată lumea care aruncă și să putem să îi conștientizăm prin măsuri coercitive. Eu cred că trebuie fiecare să pună umărul și să ajute societatea civilă să conștientizeze că trebuie să depoziteze deșeurile în locurile autorizate, să colecteze selectiv, să reciclăm, să îngropăm cât mai puțin deșeuri și să reutilizăm pe viitor. Continuăm acțiunea de anul trecut, avem și sprijinul celor de la Vâlcea. Am venit aici în teren, ne bucurăm că avem alături de noi reprezentanții primării Pitești, șeful de la Garda de Mediu, care ne va sprijini în continuare. Vrem să facem niște acțiuni și în alte locații. Avem mulți oameni, oamenii care au venit chiar au fost implicați, sunt implicați în acțiunea asta. Căutăm să facem tot ce ține de noi, dar vrem să fim și un exemplu, așa cum suntem noi întotdeauna, și să arătăm că se poate și poate și alții vor veni în perioada următoare și vor încerca să mai adauge și ei o picătură în oceanul de care ziceam. Trebuie să facem un apel către cetățeni, cumva, să nu mai facă ce au făcut în zona asta. Aici sunt cei care locuiesc probabil în zonă și vin și aruncă toate resturile, aruncă materiale din dezmembrări, lucrări la casele lor. Nu este normal, este păcat că se întâmplă așa ceva. Eu vorbeam mai devreme cu cei de la Garda de Mediu și au și o serie întreagă de acțiuni prin care pot să identifice pe acești cetățeni. Trebuie să facem toți câte puțin în direcția asta, pentru că se poate și mediul chiar are nevoie de noi. Toți avem nevoie de un mediu curat și primii beneficiari sunt chiar cei care locuiesc în zona asta.